Bine ați venit pe canalul Câștigă Experiență. Astăzi vreau să vă prezint un cântar electronic de la Bosch. Cred că l-am de peste 15 ani. E alimentat cu o baterie de 3V. Astăzi l-am luat să îi fac mentenanță. Uite că stă destul de bine bateria aici. Ia să vedem. Cred că o să-mi trebuiască o șurubelniță ca să o pot scoate. Sau nu. Da. Cred că o șurubelniță n-ar fi rea. Dar are aici un arculeț. Așa, uite un cucitaș. Interesant. Cucitașul meu e magnetizat sau bateria. Așa. Vreau să-i fac o lucrare de mentenanță. Și anume am să-i dau cu niște grafit bisulfat din molibden. Așa. Am să-i dau pe la toate șurubelele. Așa, chiar și pe baterie am să-i dau. Se pare că bisulfatul din molibden inhibă oxidarea, ruginirea, mai bine zis. Iar grafitul mărește, deci amplifică contactul electric, fiind un bun conducător de curent. Așa că am să iau un prosop de hârtie pe care am să șterg așa un pic. Așa. Deci bateria cred că are 15 ani. Mă gândeam că s-ar putea să curgă. Este de tip așa, cu vederile stau cam prost. Tip 20-32, 3V. Deci 20-32. CR 2032. Așa, o să pun și în descriere ce tip de baterie folosește.
això, el fus bateria. L'amster se'l ponem que poteu a loc. Així. Așa, deci modelul este Bosch numărul PPW3100/01, deci cred că l-am din 2001. FD8505, asta nu știu ce înseamnă, baterii de 3V, maxim 150 de kg, fabricat în Comunitatea Europeană. Da, mă îndoiesc, cred că tot închinai. Așa, ca idee, modalitatea de cântărire este să apeși odată. Așa, deci ai apăsat, a apărut acolo 00 și ți-ai apăsat. Deci eu, forța mâinilor mele are 11,6 kg. Ok, ia să vedem dacă cântărește și lucruri mai mici. Ia ca că lucruri mai mici nu cântărește. Sigur, e făcut pentru oameni, deci trebuie să fie undeva între 3 kg, cred că. Și 150, cum scrie pe el, maxim. Eu aș fi vrut să văd și o greutate mai măricică, deci ia, punem, pornim, punem un acumulator de ăsta, deci nu nici pe ăsta nu e destul de greu. Da. O să punem un acumulator ceva mai mare. Deci 13,4 kg are rombatul. Bateria rombat. El se închide automat. Probabil de aceea nici bateria nu s-o consumă foarte repede. Na, cam asta e ce am vrut să spun. Deci limita inferioară probabil că e undeva peste 3 kg. Să poți cântări și un nou născut. Nu așa ar fi trebuit, așa ar fi fost frumos, dar pentru ea sunt cântare speciale. Da, deci cam atât am avut de spus despre cântarul Bosch. Până la o nouă experiență, vă rog să rămâneți sănătoși și bucuroși. Doamne ajută!